Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți. Pentru cei născuți în semnul gemenilor, sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în gemeni, pentru iulie 2019. Îmi pare rău că am întârziat, am și eu niște probleme personale, sper că înțelegeți că suntem oameni și avem și noi situații și situații. Vreau să vă citesc cărțile care au sărit ca scurte mesaje. Unii dintre voi aveți de-a face, ați avut sau aveți de-a face încă cu un semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Și poate întrerupeți legătura cu ei. Poate această persoană era un aventurier, un player sau aventurieră, da, însă posibil, evident că acesta e alt mesaj, posibil în relație cu dumneavoastră să se schimbe și să devină mai stabil, să zicem. Deci sunt două variante. O să pun cartea la loc. Da? Și o să mai folosim setul de cărți când va veni rândul lor. Din seria aceasta de cărți au sărit trei și simt că e un mesaj pentru unii dintre voi. 6 de băte, turnul și 8 de cupe invers, apoi urmați steaua și asul de spade. Ar fi exact 5 cărți cât pun pentru etalare, dar o să citesc separat acest mesaj, că poate nu toată lumea experimentează această situație. Unii dintre voi, iar două variante, puteți avea o victorie într-o situație, într-o relație cu un semn de apă, eventual scorpion, că avem 8 de cupe. Pentru unii dintre voi, posibil ca acest 8 de cupe care a plecat cândva să se întoarcă într-un mod, da, se întoarce, într-un mod neașteptat și atunci aveți această victorie pasională. 6-6 ține de relație, da? O relație pasională. Eventual, această persoană, că văd acum roșu, eventual această persoană se întoarce victorios sau victorioasă, plină de pasiune, doritor să vă cucerească și toată situația este total neașteptată. Cu steaua și cu asul de spade ați putea fi voi. Aveți înțelegere față de o situație care a fost, față de un trecut și vă bucurați această situație pentru unii dintre voi, repet, de câte ori se poate, vă poate aduce o mare bucurie, este exact tot ceea ce v-ați dorit ca această persoană, eventual semnul scorpionul, da, avem și semn de apă, dar poate să fie orice alt semn de apă sau orice alt semn până la urmă, care se detașase emoțional în trecut, plecase de lângă voi, să se întoarcă, repet, într-un mod neașteptat, după ce ați avut o separare, vă împăcați, da, aveți această victorie într-un mod neașteptat și aceasta va aduce o mare bucurie, eventual și vindecare, da? Și, iar avem semnul victoriei, victoria voastră și a lor, da? Pe de altă parte, mai există și altă variantă, pentru că nu toată lumea are aceeași poveste. Suntem generații diferite, suntem oameni cu planete diferite. Pe de altă parte, ce se mai poate întâmpla? Se poate întâmpla ca unii dintre voi să aveți de-a face cu un semn de foc. Pești, de ce pești? Pești, o fi având planete în semnul peștilor. Săr peste acest mic detaliu. Berbec, leu, săgetător. Persoana aceasta posibil să fi fost foarte egoistă, narcisistă, să dorească tot timpul victorii, să dorească tot timpul atenție și acest turn să reprezinte o separare bruscă, neașteptată între voi, în care voi reușiți să vă detașați. Da? Așa simt că reușiți să vă detașați. Dacă în trecut 8 de cupe înseamnă o persoană care se detașează, pleacă, da? În poziția asta e posibil să nu se poată detașa, să fie încă atașat emoțional de această persoană, da? Narcisistă, egoistă, bine, pasională, dar, repet, poate prea mult concentrată pe sine și mai puțin pe relația cu voi sau pe relații în general. Ei, și acest atașament emoțional de care nu puteați scăpa, cu acest turn simt că se pune capăt, da? Simt că se rupe legătura între voi și toată situația în sine va aduce o mare vindecare. Vindecare emoțională pe care n-ați fi reușit-o fără acest turn. Dintr-un motiv sau altul se rupe legătura. Asul de spade puteți fi voi. Poate fi un alt semn de aer, că avem vărsător, da? Poate fi și balanță, dar cred că unii dintre voi aveți de-a face cu berbec, leu, săgetător.
cu un vărsător, iar avem două semne, ia uite și asul de spade, de două ori semnul vărsătorului și un semn de apă. Ideea este că ruptura aceasta va aduce o mare vindecare și va aduce puterea să rupeți legăturile emoționale la modul profund. Da? Aveți două elemente care reprezintă ruptura și asul de spade, tăiați legăturile karmice și turnul e un trăsnet. Poate această eclipsă va aduce o trezire spirituală uneia altuia și se întâmplă ceva sau pur și simplu se întâmplă ceva. Cineva spune un cuvânt, nu contează cine, și reușiți să vă detașați dacă până acum n-ați reușit, că 8 de cupe în poziția aceasta înseamnă că nu vă este greu să vă detașați, vă este greu să plecați. Da? De această persoană, de lângă această persoană. Și totuși ceva se întâmplă. Un trăsnet. Da? Un trăsnet care produce tăierea. Da? Și aduce vindecarea. Asta pentru unii dintre voi, care poate aveți a face cu un semn de foc sau planete în semn de foc sau pur și simplu poate să fie, cum am zis mai devreme, pești care are planete în berbec și se manifestă într-un mod foarte egoist. E posibil, nu? O să pun cărțile la loc. Ne voi amesteca. Și vom începe etalarea. Gemeni. Soare. Uf! Iar apare. Acum, cavalerul. Poate voi vă recâștigați pasiunea pentru viață, dar nu e obligatoriu să fie un player, un jucător, un aventurier, o persoană de. Cu gândul doar la aventuri, da? De neîncredere. Poate pur și simplu voi, după această situație, unii dintre voi, vă recăpătați pasiunea pentru aventură, pentru viață, pentru explorare, da? Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Hai să vedem ce au gemenii. Pentru iulie, 6 de spade, iar plecare, detașare. Wow, diavolul! Fantastic! Valetul de monede. 6 de monede. Moartea. E bine dacă puneți capăt unei situații care nu v-a aprit. Și luna. De ce mi se face pielea? Uf, mă cutremur. Mă înfior. Mă înfior. De curând. De curând, ce înseamnă curând pentru fiecare este relativ, evident. Avem lumea, aveți lumea, dar după 10 de băte, care pentru mine clasic, printre multele simboluri, reprezintă un om implicat într-o căsnicie, într-o relație, dar care nu mai funcționează cu pasiune, este de mai mult obosit de responsabilități. Ei, puneți capăt acestei relații de lungă durată, să fie doar 10, dar e un ciclu. Deși e posibil să fie mai mult pentru că avem și lumea. O relație de lungă durată care a fost obositoare, v-a luat energia, v-a subt energia. Și puneți capăt, începeți un nou capitol. Asta de curând, nu neapărat acum. Vă întâlniți cu un suflet foarte, foarte drag. Aveți și 2 de cupe, și 3 de cupe, și asul de cupe. Ideea este că aveți și 3 de spade. Poate să fie aceasta a treia persoană care intervine în cuplu, dar care, pentru care voi simt acum că sunteți în stare să vă luptați. 7 de băte, o persoană care luptă, pune blocaje în fața celor care încearcă să-i fure această dragoste. De curând ați întâlnit o persoană, nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar e posibil. O persoană care ce face? Eu așa simt, care vă vindecă inima rănită. Inima rănită. Poate a fost un trio cândva, poate și acum e un trio, nu mai contează, contează faptul că această persoană cu care comunicați foarte bine, vă umple sufletul, vă țineți de mână, vă priviți în ochi și vă înțelegeți toate gândurile fără să spuneți nimic. Cu această persoană puteți dansa, vă puteți simți liberi. Și această nouă dragoste, da, vă vindecă și vă aduce un nou sens față de cuvântul dragoste.
Poate că până acum nu ați știut ce este dragostea cu adevărat. Poate ați crezut că aceste legături foarte intense, pasionale, erau dragoste, dar nu. Erau legături toxice. Ei, și în momentul în care înțelegeți ce înseamnă dragoste și mai ales dragoste de sine, mai ales să vă iubiți pe voi și să acordați încredere emoțiilor, pentru că, în general, Gemini sunt semne mentale și nu prea relaționează bine cu emoțiile, dar cred că începeți să aveți niște revelații prin această comunicare foarte frumoasă o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion. Nu e obligatoriu să fie, poate are planete, poate lunile voastre sunt în armonie una cu cealaltă sau eu știu ce alte aspecte planetare aveți, oricum persoana vă aduce multă bucurie emoțională. Poate chiar în anumite momente vă face să și plângeți de emoție. Partener, parteneră, gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni, iulie 2019. Imediat. Ce au ei? 9 de băte. Soarele. Magicianul. 3 de băte. 10 de băte iar. Câte băte. O fi persoana aceea cu un semn de foc sau cu planete în semne de foc. Și regele de monede. La capătul acestui set de cărți aveți marele preot. Mamă! Și patru, scuzați-mi ieșirea, asta e, sunt spontană. 4 de băte și 3 de cupe. Da, e o căsnicie. E o căsnicie. O relație de lungă durată, căreia probabil îi puneți capăt pentru că a intervenit a treia persoană. Da? Ați văzut mai devreme 3 de cupe? Îl vedeți și aici. Tot așa, la capătul acestui set de cărți. Cred că e chiar ca și număr a treia, a patra. O persoană cu care comunicați la distanță sau comunică, da? Și pe de o parte vă aduce multă bucurie, dar pe de altă parte vă și ajută să vă vindecați după o relație de familie care părea ideală, dar nu era. De la 10 de cupe ați ajuns la 10 sau au ajuns la 10 de băte. Puteți să schimbați oricând pozițiile. Dar e povestea voastră, voi știți cine apare aici, da? Marele preot. Simt că este vorba de un trio aici. Simt că e vorba de un trio. Asta este o căsnicie, legătură de lungă durată oficiată la biserică. Și 3 de cupe, da, asta e. Pentru unii dintre voi, haide să avem și varianta bună, pentru unii dintre voi poate chiar vă căsătoriți, da? Sau, eu știu, ei, dacă sunt aici. Dar eu simt mai degrabă că prima variantă se potrivește acestor cărți. Asta sunt eu, încerc să dau mai multe variante. Dacă vă obosește bine, dacă nu, dar voi fiind gemeni, vă adaptați. Eu am Marte în gemeni și asta e. Deci, voi aveți în lună, în suflet, lună, semn de aer, poate sunteți voi neobligatori să aveți lună în semn de aer, 6 de spade, emoțiile voastre, vreți să plecați emoțional, deși acesta e un semn de un semn mental, este semnul spadelor, vă reprezintă pe voi. Vreți să vă detașați mental de niște emoții negative și să călătoriți către o perioadă din viața voastră în care vă simțiți și voi liniștiți, calmi, aveți pace. Poate în sufletul vostru așteptați pe cineva să vină în viața voastră sau vă doriți și mental și emoțional să vă detașați. Eu cred că în această poziție este vorba de o detașare, de o situație foarte neplăcută, foarte toxică. Așa simt, așa mi-arată cărțile. Întotdeauna sunt mai multe variante, dar prima care îmi vine... nu știu, nu mă să ai în minte, vizualizez o situație în care cineva pleacă dintr-un trecut negativ, toxic, către altceva. Către altceva. Am senzația că încă nu se știe cu această, da, lună, da? Poate la lună plină, mai este o eclipsă, da? A fost una, la lună nouă, mai este încă una la lună plină, se va întâmpla ceva, poate această plecare. Pe de altă parte,
poate nici voi nu știți exact unde mergeți. Important este să ieșiți din această apă, din aceste ape tulburi. În minte aveți un diavol. Da, sună ciudat. În minte. Și sunt multe variante, vă rog să vi le luați, care corespunde cu voi. Pentru cei care plecați, vă gândiți cum să rupeți legăturile acestea toxice. Cum să rupeți legăturile acestea toxice. Da, iar sunt două variante, ca așa văd. Pe de o parte, unii vă gândiți cum să rupeți această legătură toxică. Probabil că unii dintre voi aveți niște dependențe sau ei au niște dependențe. Și voi vreți să ieșiți din această situație. Asta e prima variantă. Prima variantă. Continuă cu acționați într-un mod pământean, precaut. Studiați problema, studiați unde plecați, studiați cum să rupeți această legătură. Aveți valetul de monede care reprezintă studiu, dar studiu practic, nu doar din vorbă, nu doar pe internet, da? Căutați variante practice, cum să vă echilibrați viața financiar, practic, în cazul în care plecați. Să începeți, vă doriți să începeți, eventual o relație de lungă durată sau un proiect profesional care să vă aducă bani în cazul în care pierdeți bani în condițiile în care lăsați pe cineva în urmă sau cineva vă lasă în urmă. Așa, de ce vă este frică de 6 de monede? Vă este frică cumva că veți rămâne fără bani în situația în care a fost un trio, vor fi niște chestiuni legale, că 6 de monede mi-aduce aminte și de justiție. Vă este frică că nu veți putea face acești bani, că nu vă puteți echilibra financiar. Sau vă este frică să mai experimentați o relație în care cineva a dat mai mult și altul a primit prea puțin. Vă doriți, pe de-o parte, vă doriți să puneți capăt, da? Să puneți capăt total acestei situații toxice. Să moară această poveste și să începeți ceva nou, ceva practic, da? Ceva stabil, pământean. Ce reușiți să faceți? Aveți luna. Deocamdată nu se știe. Probabil că lucrurile vor dura mai mult decât prevedeți dumneavoastră. Cu acest valet de monede, evident că lucrurile se dezvoltă pas cu pas încet într-un mod pământean. Și din acest motiv apare acest final, luna. Luna înseamnă și secrete. Probabil că puneți capăt acestei povești în secret sau această poveste se va sfârși într-un mod secret. Pe de altă parte, mai există și varianta a doua. Nu știu de ce dau două variante, poate ar trebui să dau doar una și gata. Dar așa simt și acum cine apreciază bine. Pe de altă parte, voi vă gândiți să plecați. Vă gândiți, simțiți în suflet, e ca o intuiție profundă pe care nu puteți explica. Simțiți nevoia să plecați, repet, de la ape tulburi către alte ape. Dar, pe de altă parte, vă dați seama că nu înțelegeți situația cu această lună. Aveți și aici lună, aveți și aici lună. Nu înțelegeți situația. Și din acest motiv vreți să studiați, să înțelegeți practic ce se întâmplă în mintea voastră, în sufletul vostru. Unii dintre voi experimentați o situație în care vă simțiți foarte legați de cineva, intoxicați de această legătură. Și poate să fie cu un scorpion. Pentru că îl doriți în poziția dorințelor. Și această dorință și această legătură este secretă. Este secretă. E o dorință sexuală pe care nu ați mai experimentat-o, pentru că avem diavolul, care vă intoxică, aveți fantezii. Vedem ce a ieșit și la energia sexuală, dar aveți fantezii, aveți niște extravaganțe cu ei. Da? Este în gând, în minte, sunteți și unul și altul obsedați sau poate mai mult dumneavoastră și vă doriți undeva să vă detașați oarecum mental,
Probabil că vă este greu. Da? În public, încercați să păreți pământeni, precauți, faceți pași mici sau exprimați foarte puțin. Din ceea ce se întâmplă în viața voastră, în mintea voastră. Și totuși, da, vă doriți acest scorpion care vă intoxică, vă leagă, vă face bucăți bucățele. Într-un fel sau altul, nu neapărat vă face ceva. Legătura în sine e atât de profundă, karmică, înțelegeți? Și totuși e secretă și nu înțelegeți, pentru că voi vreți să înțelegeți lucrurile, nu puteți să înțelegeți. Cum puteți să aveți emoții atât de puternice și dependențe, eventual sexuale, de această persoană? Pe de o parte ați vrea să puneți punct, că vreți să fiți mental, să vă concentrați pe chestii practice, pe de altă parte nu puteți. Asta pentru că avem 6 de monede. Nu e echilibru. E clar că nu e echilibru, vă doriți, dar nu merge. De ce vă este frică? Că nu vă echilibrați 6 de monede. Sau poate vă este frică cumva că oferiți mai mult decât primiți. Poate că îi ajutați pe ei financiar și ați aștepta și voi, eu știu, altceva în schimb și nu primiți. Sunt multe variante. Vă este frică de această relație, 6-6 reprezintă relație, reprezintă balanța, da? Că nu e echilibrată. Sau că vă poate dezechilibra financiar, că voi totuși public. Poate studiați niște chestiuni. Reprezintă studentul. Poate vă e student, ucenic, într-un fel sau altul, acest personaj. Sunt foarte multe variante. Haideți să continuăm următoarea etalare cu a partenerului, de oricând puteți schimba pozițiile. Ce au ei în suflet? 9 de băte. Pe de o parte, semn de foc. Berbec, săgetător sau leu. Dar nu e obligatoriu. Cu acest scorpion poate să fie foarte bine și scorpion. Da? Orice zodie poate fi. Sufletul lor este pe foc, pe jar. Dar se blochează într-un fel, pentru că 9 de băte e un om care blochează, pune bariere. Din niște motive, probabil că a fost rănit foarte mult în trecut, rănită. Da? Și încă ar mai fi în stare să aibă pasiune pentru încă o bătă, pentru încă o pasiune, poate pasiunea față de voi. La ce se gândesc? La soare. Pentru unii dintre voi sau dintre ei, relația cu voi îi bucură foarte mult. Relația cu voi îi bucură foarte mult. Probabil că trebuie să pune blocaje în alte direcții. Am zis, încă mai au pasiune pentru ceva, pentru voi. În gând au soarele, au o trezire, au înțelegere. Pentru o situație. Poate au un copil. Cum acționează? Ca și magicianul. Vor să manifeste un nou început. Poate după această eclipsă sau după următoarea, eclipsa de soare, simt că aici e vorba de eclipsa de soare, le aduce niște treziri, niște idei. Și vor să le manifeste. Magicianul, iar avem unul și valetul de monede reprezintă iar. Are o singură monedă. Poate că amândoi vreți să manifestați un început împreună. Poate. Sunt multe variante. Pe de altă parte și ei își doresc să aibă toate instrumentele necesare ca să manifeste acest început. În viața lor, în general, și posibil și în relație cu voi. De ce le este frică? De 3 de băte.
ce își doresc? 10 de băte. 10 de băte, am zis și mai devreme, este o persoană care are multe responsabilități, are pasiune să le facă pe toate, dar de la atâta efort începe să-și piardă pasiunea. Să-și piardă energia. Poate să fie o căsătorie în care ei muncesc foarte mult și își consumă energia în această căsătorie, relație de lungă durată sau, eu știu, colectiv profesional, ce ar putea să fie. Și spun asta pentru că în poziția fricilor au 3 de băte, care în general reprezintă un om care vede viitorul, își vede oportunitățile, însă lor le frică cumva că s-ar putea să nu aibă altă variantă decât să rămână în picioare nouă, da? Să stea în picioare, să rabde în această căsnicie. Pe de altă parte, își doresc să pună capăt acestei căsnicii, relații, situații, că nu e obligatoriu să fie căsnicie, își doresc, e 10, da? E în poziția dorințelor, își doresc să renunțe, dar le este frică, că nu văd nimic în viitor, dar asta e doar o frică, evident că fricile nu sunt și adevărate. Înțelegeți, da? Ce reușesc într-un final, în iulie? Reușesc să manifeste, poate cu ajutorul acestui soare și magician să manifeste, da? Am zis că soarele poate să reprezinte și un copil. Magicianul este manifestorul. Posibil, în iulie sau perioada următoare, imediat următoare, să manifeste energia regelui de monede, care pentru mine reprezintă tatăl, reprezintă soțul. Soțul responsabil, că tot vorbim de responsabilități. Da? Cred că aici este un trio. Cred că aici este un trio. Poate acest soare le dau o idee cum să manifeste, cum să reziste și cum să susțină în continuare, eu știu, familia aceasta. Da? 10. Cum să reziste și cum să își continue responsabilitățile. Și atunci, soarele vine cu idei și ies un pic din fricile astea pentru viitor. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, în acest moment așa simt, deci ar fi, să zic, o a doua variantă. Nu știu de ce, dar poate îmi spuneți voi, simt că această persoană are soare în berbec. Soare berbec, eventual, aceasta e poziția lunii și luna are băte, poate are și lună în semn de foc. Eu știu ce fel de semn de foc. Poate să fie tot berbec sau leu sau săgetător. În fine. Dar simt că această persoană are soare în berbec. Dacă voi, gemenii, sunteți aici, aici ar putea să fie o persoană cu soare în berbec. Care, da, ar vrea să pună capăt unei situații obositoare. O relație cu voi, dacă sunteți căsătoriți cu ei, da? Și vreți să puneți capăt, că și voi vreți să puneți capăt, da? Interesant. Poate persoana de care vreți să vă despărțiți, da? Posibil să fiți și la distanță unul de celălalt sau deja să vă fiți separat. Poate, dacă sunteți căsătoriți sau într-o relație de lungă durată, să aveți un copil împreună și atunci avem valetul de monede în poziția publică la voi și au soarele în gânduri, da? Copilul. Oricum, și unul și celălalt, vă gândiți la o ruptură, la o despărțire, la o eliberare, da? Pe de-o parte. Și vă doriți să manifestați și valetul de monede manifestă. Dar magicianul, într-o altă formă, manifestă un nou început.
Repet, poate să fie separat de voi sau împreună cu voi. Depinde cine este această persoană, persoana de care vă despărțiți sau persoana de care vă simțiți foarte atașați. Da? Acest scorpion care vă face să fiți foarte dependenți de ei într-un fel sau altul. Finalul, regele de monede. În orice situație, am zis mai devreme, regele de monede se concentrează pe carieră, pe bani, pe poziția lui socială, pe afaceri, poate vrea să ajungă într-o poziție foarte sus și are idei cum să ajungă și cum să manifeste acest lucru. A primit de curând, eu știu, informații de la divinitate. Haideți să continuăm, că deja am dat nu știu câte variante. Sper să găsiți măcar una care să vi se potrivească. Tot am zis că în iulie o să fac etalările mai scurte. 30 de minute. Și acă că tot lungi le fac. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent în Gemeni. Iulie 2019. Trecut. 5 de pietre. Prezent. 7 de manuscrise. Viitor. Regele de bâte sau regele de spirale. 6 de manuscrise care e similar cu 6 de spade pe care l-ați avut mai devreme. În această poză am senzația că cineva sărută elefantul înainte să plece. E un sărut de despărțire. Poate ați comunicat despre această despărțire, deși cred că e o comunicare secretă cu cineva. Șase de spirale, o victorie. Într-o situație în care cu o persoană ori foarte zgârcită, care se concentra foarte mult pe bani, ori o relație de familie, patru de pietre, sau o relație stagnantă. O relație de familie foarte restrictivă sau o relație stagnantă sau cineva stagnant care vă ținea pe loc. În fine. Deci, așa văd acum lucrurile. Aveți 5 de pietre. În trecut, de curând sau într-un trecut îndepărtat, ați experimentat această stare în care cineva v-a lăsat de izbeliște. N-a avut timp de voi. Poate s-a gândit prea mult la bani. Și nu s-a gândit ci la nevoile voastre emoționale, fizice. Și nevoia voastră de a comunica. Pe de-o parte, poate voi ați avut niște probleme financiare. Și din acest motiv, n-ați mai avut puterea să visați, să zburați, să fiți acel fluturaș sociabil și simpatic. Mirați pe vremuri. În prezent aveți 7 de monede. Șapte de manuscrise. În general e similar cu 7 de spade, ceea ce 7 de spade pentru mine înseamnă minciuni. Dar cred că ați încercat să comunicați cu cineva care nu și-a deschis sufletul. Sau încercați să comunicați cu cineva despre această stare, că vă simțiți singur, că vă simțiți izolat într-o relație, da? Poate cu acest rege de spirale, interesant, posibil. Da? Și ei au ușile sufletului închise. Da, asta pentru că unii poate să fie leu, da? Cineva vrea să comunice și altcineva închide ușa. În prezent. Lipsă de comunicare. Și atunci, evident, ce faceți? Vreți să plecați. Vreți să plecați undeva unde aveți o victorie, nu să stați stagnanți, da? 4 de pietre. Poate că este o chestie secretă. Poate doar un gând secret. Dar vreți să creșteți. Avem Gaia, avem împărăteasa. Vreți să creșteți, vreți să înfloriți. Nu să stați triști în fața cuiva care nu se deschide. Și aveți și Marea Preoteasă. Simțiți intuitiv că este cazul să nu mai bateți la uși închise. În viitor,
posibil pentru unii dintre voi acest companion, rege de spirale, să rămână de domeniul trecutului, da? Pentru că văd că se uită totuși la toată scena asta. Pentru alții simt altceva. Că în viitor veți întâlni un semn de foc sau un semn care se va manifesta foarte pasional. Poate să fie și scorpion, da? Orice zodie, și pești, și balanță, nu contează. Care va fi foarte pasional și foarte responsabil în relația cu voi. Dacă nu e o persoană, în general regii, reginele și valeții sunt persoane, dacă nu e o persoană, este energia acestei cărți. Această carte vorbește despre pasiune responsabilă, o persoană care știe ce vrea. Poate acum, dacă sunteți în această stare de pierdere, de lipsă de comunicare, de lipsă de speranțe, de probleme financiare, nu vă dați seama. Dar în viitor veți reuși să depășiți aceste probleme, da? Și să vă recăpătați încrederea. Să vă recăpătați încrederea, să știți exact ce vreți și să și comunicați într-un mod autoritar ceea ce doriți. Repet, poate fi o persoană sau puteți fi voi preluând această energie. Dar simt că unii dintre voi aveți de-a face cu un berbec sau ați avut de-a face un berbec. Pentru că, acum cei care sunteți mai mici de 18 ani, puteți să vă închideți și să ascultați altceva. Pentru că în seria cărților sexuale, cu tentă sexuală, au sărit câteva pe care vreau să vi le descriu. Iar a apărut împăratul, semnul taurului sau al berbecului, cum a zis mai devreme, berbec, posibil unii dintre voi. Trei de spade reprezintă un trio, 7 de monede și lumea invers. Ceea ce e o poveste pentru un grup dintre voi. Unii dintre voi aveți de-a face ori cu o persoană în semnul berbecului, cum a zis soare, a fost soare și magicianul, da? Soare în berbec, magicianul poate să fie prima zodie, da? Poate să fie și gemeni, puteți fi și voi, în fine. Dar repet, aici cred că e o persoană care se abține. Probabil împăratul în general se concentrează foarte mult, este similar regelui de monede, se concentrează foarte mult pe bani, pe a-și crea imperiul său sau influența sau dorința de a domina. Din dorința de a domina, probabil că persoana s-a abținut în niște privințe și atunci unul dintre voi a fost nevoit să meargă în altă parte. Trei de spade, da? Este evident, un trio. Este evident că cineva e căsătorit sau o relație cu altcineva, da? Și totuși este cu această persoană. Că sunteți voi aici, că sunteți aici, voi știți mai bine. Aici persoana se iluzionează, aici persoana e dezamăgită. Orică nu i s-a dat și ei ce primește această persoană, orică nu a avut curajul să fie la fel de liberă în exprimare, orică a fost înșelată, da? Împăratul adesea este soțul, tatăl, da? Și a apărut acest trio. Supărat, trist, poate, din cauza unui trio. 7 de monede. E o relație stabilă, dar în care am senzația că aici cei doi au făcut dragoste și au ars pasiunea, dorințele, dar se gândesc, oare de ce am investit așa de mult în această relație? Care mi-a adus suferință? Deci eu am crezut că persoana este doar cu mine și totuși mai are pe altcineva. Este o stare de întrebare. Parcă și aș pune degețelul în gură și se gândește și el se gândește undeva, are privirea departe, vedeți? Se gândește undeva, poate la altcineva, poate la această persoană, poate, eu știu, sunt multe variante. 7 de monede, e o persoană care așteaptă. Așteaptă, poate, să pună capăt unui capitol, acestui capitol în care unul dintre voi ați fost trădați sau ați trădat. Și de ce? Cum am spus, de ce s-a întâmplat? Păi cineva s-a abținut prea mult, prea mult. Unul dintre voi a vrut să fie primul și n-a fost. Nu neapărat că a fost cu altcineva. Poate au fost banii mai presus de relația voastră.
Și evident, v-ați găsit pe altcineva. Și dacă n-ați reușit să fiți voi puși pe un piedestal, să fiți voi primii, ați hotărât să puneți capăt. Da? Asta este o poveste pentru unii dintre voi. Dar, haideți să vedem